Un miliard de euro din fonduri europene va investi statul român în portul Constanța. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii de cale ferată, lucrări pentru degajarea șinelor ținute captive de buruiense de sășoară deja, iar primii 14 kilometri, au fost deja curățați. De alte zeci de kilometri nu s-a apucat însă nimeni. Portul are urgentă nevoie să-și crească capacitatea de preluare a cantității uriașe de marfă care ajunge aici după izbucnirea războiului din Ucraina. Cu bani din fondul de rezervă al guvernului, 35 de linii de cale ferată, adică 14 km de șine din Portul Constanța, au fost reparate deja, iar lucrări se desfășoară în continuare. Decizia a venit ca urmare a faptului că România și-a dat seama că Portul Constanța ar putea să profite financiar de pe urma conflictului dintre Rusia și Ucraina, iar actuala infrastructură nu era deloc pregătită să facă față situației. După anunțul Rusiei că se retrage din acordul privind exportul de cereale, traficul în Portul Constanța ar putea crește la cote fără precedent în ultimii 30 de ani. În mod sigur se va vedea prin creșterea iarăși a, 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 a traficului pe toate tipurile de transport din România. Am văzut cu toții, mai ales după declanșarea conflictului din Ucraina, cât de importantă este această infrastructură și cât de important este portul Constanța, care din acest moment a devenit un hub principal de intrare, în primul rând, a grânelor către, către toată Europa. Pentru montarea noilor șine de tren a fost nevoie de un efort din partea muncitorilor care au curățat vegetația crescută în 30 de ani de nepăsare. Numai curățarea și modernizarea primului tronson a durat 5 luni. Urmează încă pe atâta pentru ca portul să facă față cantității mari de grâne care ajunge la Constanța din Ucraina. Șinele trebuie reconstruite cât mai repede pentru a prelua transporturile spre și dinspre Ucraina. În ciuda eforturilor autorităților sunt încă sute de vagoane fantomă care blochează cala ferată din port. Multe dintre ele așteaptă să fie vândute de fisc, iar altele vor fi mutate în scurt timp pentru a face loc constructorului. În jur de 350 de vagoane care urmează a fi licitate de către cei de la ANAF, vor fi tăiate la fața locului, dar pentru prioritatea a doua la care lucrăm noi acum, sunt 144 de vagoane care vor fi mutate pe o altă linie pentru a putea da front constructorului. CFR Infrastructura a finalizat deja lucrările la 19 linii de cale ferată, iar până la jumătatea lunii noiembrie finalizează reparațiile la alte 16. Reparațiile vor continua cu operaționalizarea altor 64 de linii de cale ferată, care vor crește și mai mult capacitatea operațională feroviară a portului Constanța, a anunțat Ministrul Transporturilor. Tot pentru sporirea eficienței feroviare din port, CFR infrastructură va investi peste un miliard de euro din fonduri europene. Sumele vor fi alocate în special pentru electrificarea și dotarea cu sisteme moderne de semnalizare a căilor ferate din port.